După aia, altă dileală a fost uh, asta cu Schengen aerian. uer, nu se putea trăi. Iată, erau reporteriștii toți, erau site-urile, flicăreau breaking news, era peste tot un breaking news -ă real, o breaking news -ă reală, uelele, uelele. Intră muică în spațiu Schengen aerian. Ce presupune asta? Nu presupune nimic. Presupune un rahat de ghișeu, un minus la ajungere. Atât. nimic. Dar zici că suntem... Tot... Eu, eu, când uh, mă uit la televizoare, mă uit pe netul românesc, uh, am mereu senzația, poate sunt eu nebun, e posibil și asta, acum Ana, iau un calcul tot timpul și, și asta, uh, simt complexele noastre provinciale. Putea brânză totul. Putea brânză de burduf. Orice abordare putea brânză. Să vedem cum este să ne aerian. Oh. Cum să fie? Banal. Absolut banal. Cum este să fii în Schengenul aerian? Banal. Nu e nicio mare filozofie. Nu e... Dar era atât de ex. Unii erau triunfaliști. Simțeau, simțeau așa o mândrie. Simțeau o flăcărare, Intrăm în Schengenul aerian. Bun. Minore. Mi se pare absolut minore aceste subiecte și cu ora de vară și problemele pe care le identifică sfaturile specialiștilor e, și asta și asta cu Schengen aerian și cum ce cum va fi de acum înainte